Tinerii valoroși care învață și care au obținut performanțe în cadrul olimpiadelor internaționale vor fi răsplătiți de Ministerul Tineretului și Sportului cu o vacanță la mare. Olimpicii internaționali cu vârste între 14 și 20 de ani beneficiază de 220 de locuri în tabere la Costinești. Taberele sunt organizate în două serii în intervalele 1-8 septembrie, respectiv 8-15 septembrie. Participanților le sunt asigurate gratuit masa și cazarea, dar plata transportului va fi suportată individual. Programul Național Tabăra Olimpicilor este un proiect care se adresează olimpicilor internaționali clasați pe locurile 1, 2 și 3, indiferent de disciplina școlară, în anii 2012 și 2013. În cadrul acestor tabere, elevii vor avea ocazia să participe la training-uri și workshop-uri susținute de formatori și trainer, care le vor îmbunătăți creativitatea și potențialul în domenii precum leadership, comunicare, dezvoltare personală. Minorii vor fi supravegheați de 20 de însoțitori, printre care se vor număra și cadre didactice. La nivelul județului Suceava încă nu se știe de câte locuri vor beneficia olimpicii în tabără. Reprezentanții Direcției Județene pentru Sport și Tineret se vor prezenta luni la minister pentru a afla informații despre acest program.